Bună ziua tuturor! Iată-ne prezenți în sala de conferință Sebastian Domozină. Astăzi este o zi specială în familia Universității Craiova. Îi urăm bun venit noului nostru membru, antrenorul principal al formației noastre, domnul Constantin Gâlcă, așa cum ați văzut de dimineață pe paginile noastre oficiale de socializare. Și-a început mandatul în cetatea Băniei. Astăzi, la ora 17:30, va susține în baza de pregătire Ilie Balac prima ședință de antrenament. Bineînțeles, primele 15 minute sunt deschise reprezentanților mass media. Alături de noi se află de asemenea și directorul general, domnul Ovidiu Costeșin, căruia îi voi da cuvântul pentru a vă spune câteva lucruri despre instalarea domnului Constantin Gâlcă la cârma echipei noastre. Ovidiu, te rog. Bună ziua! Anul trecut, când ne-am văzut ultima oară și la instalarea unui antrenor, știu că v-am zis că îmi doresc să fie pentru ultima oară când mai prezint un antrenor, să mă scoată el pe mine la pensie. N-a fost să fie. Nu pot să zic chiar același lucru, așa că de data asta nu-mi doresc decât să treacă cât mai mult timp până mai anunț o altă schimbare de antrenor, dar cel mai bine ar fi să ne schimbe antrenorii pe noi. Așa că nu pot decât să-i urez baftă lui Costel Gâlcă și să-i dau cuvântul. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru primire. Sunt foarte bucuros că am semnat cu CSU Universitatea Craiova. Ce pot să promit din partea mea și din partea staffului? Pe termen scurt, că trebuie să avem rezultate, trebuie să terminăm pe locul 2. Multă, multă muncă. Echipa să aibă o atitudine bună în teren pentru a atrage suporterii în număr cât mai mare, pentru că avem nevoie de ei. Avem nevoie de ei și numai cu ei împreună putem face performanță. Cred că prioritatea noastră, am spus-o înainte, a scoate maximul din fiecare meci, cele 3 puncte, că numai așa putem spera la locul 2. Întrebări, vă rog. Bună ziua și vă spun și eu, bine ați venit la Craiova. Mulțumesc. Cu ce v-a convins domnul Rotaru să acceptați oferta dumneavoastră și de ce a durat atât de mult? S-a auzit că de duminică ați bătut palma, dar astăzi a semnat contractul. Știți că vin la o echipă istorică, în primul rând, mi-am dorit să vin. Știu că au condiții foarte bune, există la Craiova. Le-am și văzut astăzi, pe viu. Mă bucur că până la urmă am semnat și că domnul Rotaru a avut răbdare cu mine și Ovidiu, bineînțeles. Ne înțelesesem duminică, dar mai aveam de finaliza niște puncte. Atâta mai mult. Din contractul nostru. Vă spun eu, s-au înțeles de duminică la clauzele cele mai importante, la clauza financiară și la perioadă, s-au înțeles de duminică. Da. De obicei, acolo se stă mult. Majoritatea sunt interesați de acele două aspecte, de acele două articole din contract. N-a fost cazul lui Costel. Acolo discuțiile au mers repede, s-a stat mai mult la celelalte clauze contractuale. Fostul tău coleg, Florin Punea, spunea că faci niște contracte beton. Chiar așa de beton sunt? Nu, sunt beton. Am spus-o și altă dată, că vreau să-mi asigur munca, nimic mai mult. În comunicatul de presă este până la finalul contractului cu posibilitatea de prelungire. Ce înseamnă posibilitatea de prelungire? Ești condiționat de obiectiv, de locul 2, de participarea în cupele europene? De câștigarea campionatului anul care vine. Contractul, asta e că ai zis că are contract până la sfârșitul contractului. Are contract până la sfârșitul sezonului viitor și se prelungește automat încă un sezon în cazul în care ia campionat. Deci obiectivul tău este cupele europene în sezonul ăsta și campionatul sezonul viitor? Obiectiv personal. Bineînțeles, am spus-o înainte că îmi doresc și de aceea am venit ca să prindem cupele europene și să prindem locul 2 în primul rând. Dacă nu se prind cupele europene în scenariul negativ și negru, este o dezamăgire pentru tine? Foarte mare. Cred că pentru toți. Când vin aici, mi-asum. Dar va fi foarte greu. Știu că este foarte greu. Emil Sandu spunea că dacă nu câștigi, nu participi în cupele europene, nu este vina ta, că ai luat o echipă de pe parcurs. Bine,
noi ca antrenori ne asumăm multe responsabilități. Eu mi-asum multe responsabilități. Atunci mi-asum și rezultatele care vor fi cu mine. A fost greu să iei decizia de a veni la Craiova? Nu. Nu cred. Nu, am spus-o și înainte. Am venit la o echipă mare, la o echipă care are o istorie și sperăm împreună cu suporterii să facem istorie din nou. Bună ziua, bine ați venit la Craiova. Care este prioritatea numărul 1 pentru Costel Gâlcă? Prioritatea numărul 1 pentru mine acum sunt rezultatele. Nimic mai mult. La acest final de campionat. Da. Pe termen scurt, v-am spus, pentru anul care vine competițional, echipa mea să poată să impune în jocuri, să aibă un joc plăcut, dar, repet, prioritatea sunt rezultatele. Rămâne același sistem de joc, cel puțin pe termen scurt? Sunteți adeptul unui alt modul? Vom vedea în zilele următoare și vom lua o decizie, nu? Până la meciul cu Sepsii, cum vom juca. În discuțiile pe care le-ați avut cu conducerea administrativă a Universității Craiova, ați venit și cu condiții referitoare la transferuri pentru perioada următoare și noul sezon competițional, următoarea ediție de campionat? Eu cred că cel mai important este acum să ne centrăm pe jucătorii pe care îi avem, să evaluăm și după aceea vom vedea. În urmă cu 9 ani, performanțe notabile în campionatul intern. După 9 ani, revenit în România, dar pentru a colabora cu un alt profil, un alt tip de investitor, cum este domnul Mihai Rotaru. Credeți că aici sunt condițiile propice pentru a reedita ceea ce ați făcut? Am spus înainte că sunt condiții foarte bune. Am fost și prin străinătate și am văzut și celelalte echipe și au condiții foarte bune. Foarte, foarte bune. Sunt ce am găsit la Craiova, spun, am găsit la puține echipe din afară. Dar din punct de vedere al colaborării cu patronul echipei Universitatea Craiova, asta voiam să vă întreb, pentru că... Rezultatele, știți, cu colaborare, eu o să fiu foarte deschis cu domnul Rotaru. Și el știe acesta. Sunt un om foarte direct, corect, așa că vom discuta mereu. Cunoașteți bine echipa? Echipa Universitatea Craiova? Îi cunosc. Cum să nu-i cunosc? Jucătorii, cum să nu-i cunosc? Problema acum, că sunt accidentați și în cazul lui Mitriță, că are o accidentare, nu știu, să vedem dacă îl avem la meciurile următoare. Și trebuie să găsim soluții, nu? Pentru că Mitriță pentru noi este important. O ultimă întrebare. Da. Cineva care a vrut să investească la Craiova a spus la un moment dat că lucra în domeniul gazelor. Nu vine în Oltenia cu gaze, că știi că aici apar de obicei multe scântei. V-ați temut să veniți, că sunteți un antrenor cu un alt profil, calm, liniștit, știți cum sunt oltenii temperamentali. Dar v-ați gândit și la acest aspect? Fiecare, nu suntem toți la fel. Atunci, dacă unul e mai impulsiv și unul e mai, să zic așa, mai echilibrat, atunci să găsește o cale de mijloc. Așteptați mulți suporteri la primul meci al Universității Craiova cu dumneavoastră pe montare? Eu ce aștept, un joc bun al echipei, o atitudine bună și să atragem cât mai mulți suporteri, pentru că este important pentru noi. Mulțumesc, mult succes! Mulțumesc! Bună ziua și bine ați venit, domnule Gâlcă. Spuneați mai devreme, acum câteva minute, că veți încerca să aveți o relație cât se poate de deschisă cu conducerea și cu domnul Rotaru. Acceptați? Sau, pentru că vă știm foarte bine, sunteți tipul de antrenor care nu acceptă sfaturi din afară ca antrenor. N-ați acceptat nici la FCSB atunci când ați făcut acea triplă istorică. Acceptați un sfat din partea conducerii la echipă? Sau? Hai să fiu clar, vă rog. Din nou. Ascult, dar deciziile îmi aparțin. Sunt clar, nu? Asta vreau să știu. Da. Primul meci este în deplasare cu Hermannstadt. Nu, Sepsii. Da. Cum credeți că o să fie acest prim meci?
Ați făcut cunoștință cu jucătorii? Ați văzut atmosfera de la echipă? Deocamdată doar i-am salutat, dar cu siguranță că nu o să fie un meci ușor, pentru că Sepsi este o echipă agresivă, care verticalizează foarte mult. Și atunci e o echipă care face pressing avansat de fiecare dată și să vedem cum putem să contracarăm aceste situații. V-ați gândit deja și la un buget pentru perioada următoare, pentru transferuri? Ați discutat acest lucru? Nu, v-am spus, mă gândesc doar la meciurile care urmează, la meciul următor în speță, meciul cu Sepsi, și după aceea vom vedea jucătorii, nu? Mai sunt 6 meciuri. Din calculele hârtiei știți că în cazul unui eșec la Sepsi, o faceți din nou campionă pe FCSB, după 9 ani, tot dumneavoastră. Eu îmi doresc să câștigăm și să avem șanse în continuare la locul 2, să ne batem pentru locul 2, că lucru cel mai important pentru club și pentru mine. Vă întreba și Cristi mai devreme de cupele europene. Da. Este principalul obiectiv în momentul de față. Credeți că se poate obține? Suntem în postura de a fi acolo, de a termina pe locul 2, dar am spus, trebuie să scoatem maxim din fiecare meci și ne obligă să câștigăm fiecare meci. Sunteți plecat de 9 ani din fotbalul românesc. În perioada asta ați mai avut oferte din fotbalul românesc? Am avut. Și de ce ați refuzat? M-am spus că nu vin în orice condiții. Am fost clar și în alte interviuri, am spus că nu vin în orice condiții, cu situații, hai să zic între ghilimele, puțin neclare, sau eram prins în altă parte și trebuia să las echipa aceea. Nu fac așa ceva, indiferent în ce campionat sunt. Și până la urmă nu s-a ajuns la un acord. Câți jucători v-ați propus să dea Universitatea Craiova la turneul final? Eu îmi doresc să fie cât mai mulți. Dar eu deocamdată mă gândesc numai la Craiova, în momentul ăsta, și la meciurile pe care le avem, să le câștigăm. Dacă FCSB-ul pare să nu mai pierde titlul, aveți o favorită care să câștige Cupa României? Nu știu, în momentul de față nu mă interesează echipele adverse. Pe mine mă interesează Universitatea Craiova. Știți că în Cupa României este o competiție atipică și acum sunt 3 echipe din play-out și una din Liga a doua. Corvinu, v-ați dorit să câștige? Eu cred că... Pentru tine o conferință specială pentru Cupa României? Întrebați-mă de Universitatea Craiova. Spuneați mai devreme că de 9 ani n-ați mai antrenat în România, dar vă mai aduceți aminte ce făceați acum fix un an, pe 17 aprilie? Semnați contractul în Polonia, da. Da. Vă place această dată, nu? Sau această perioadă? S-a nimerit. Stai puțin, ploua în ziua aia? Nu. E bine. Poate să fie cu noroc, nu? Da. Poate să fie cu noroc. Da. Ce ați apucat să le transmiteți băieților azi? Nu. Sau încă nu? Încă nu, doar i-am salutat. Pe unii dintre ei îi cunosc. Și ați mai lucrat doar cu Andrei Ivan. Cu Ivan, dar pe unde a fost, nu știu, și prin Arabia. V-ați dorit vreun jucător la Universitatea Craiova? L-ați avut adversar chiar pe Alex Mitriță pe acolo? Eu, Andrei Ivan, când era tânăr, l-am vrut la Espanyol. Așa că vă dați seama. Deci era adevărată informația, da, cu Andrei Ivan la Barcelona. Da. Espanyol sau... Da. Care ar fi sistemul de joc și profilul, nu știu, jocului dezvoltat de Costel Gâlcă? Pentru că după 9 ani multe s-au schimbat și pentru dumneavoastră ca antrenor și în fotbalul românesc, nu știu. Pregătiți în funcție de adversar fiecare meci în parte sau aveți așa o linie? Nu. Eu mi-aș dori ca echipa mea să se impună la fiecare meci. Dar am spus și repet, important acum sunt rezultatele. Lucrul cel mai important pentru noi, să scoatem cât mai multe puncte, să câștigăm, să luăm cele 3 puncte la fiecare meci. Ați vorbit cu cineva înainte de a lua decizia de a veni la Craiova? Și mă refer poate la Gică Craiova,
fost coleg de-al noastră la echipele naționale. Nu, cu Gică n-am... A trăit în Spania, la fel. Nu, nu, cu Gică n-am vorbit, dar am vorbit cu Panduru, de exemplu, a fost aici, mi-a explicat și mi-au spus că Universitatea Craiova are sunt niște condiții extraordinare, top. Și, într-adevăr, a avut dreptate. Mergeți acum la Sepsi, este bătălie crâncenă pentru acest loc 2. E acest sistem ciudat cu echipă din play-out care poate juca în cupele europene, da. Acel meci de baraj, practic toate cele 5 echipe de pe locul 5, de pe locul 2 până pe locul 6 au șanse la acest loc 2. Este un meci, am putea spune, capital, pentru că o victorie v-ar putea îndepărta de celelalte, un eșec. Da, depinde, numai dacă numai suntem atât de aproape și atunci s-ar îndepărta obiectivul și asta nu ar fi bine. Multe echipe au schimbat acum pe final antrenorii și mă refer atât la noi, la Universitatea Craiova, CFR Rapid, adică echipe cu care ne luptăm pentru această poziție a doua. Până la urmă, doar dumneavoastră ați venit stabil pe această funcție, celelalte formații merg cu interimari. Poate fi un avantaj pentru noi în această luptă? În cazul Universității Craiova, eu spun și repet că o să dau totul ca să termin pe locul 2. Celelalte cluburi și-au dorit, cred, un impact la echipă. Craiova și-a dorit altceva, să, de o manieră sau alta, să-și asigure să poată să aibă posibilități mai mari la locul 2. Mă uitam pe rețelele de socializare, pe mesajele fanilor și 99% sunt pozitive, o primire, da. Ideală, putem spune, da. Pentru un nou început. Ce le promiteți, așa, pe termen lung, nu neapărat pe finalul ăsta de sezon? Nu, pe termen lung, cu siguranță și cum am spus, vreau că echipa mea să-și impună jocuri în fiecare meci, să știe să joace de diferite moduri și pe mingea a doua sau când sunt sub presiune să apere, să atace și până la urma urmei să-și impună jocul, că e lucru cel mai important pentru mine. Să aibă personalitate, să vorbească jucătorii mai mult în teren pentru că e un lucru important, acolo să vorbească. Am venit cu stafful meu, 3, sunt la număr, și antrenor de portari e Tudor, după cum știți. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim mult de tot și la final am să rup pe cei de-ți face și o fotografie cu eșarpa, vă rog. Vă mulțumesc!